Cifrele spun totul despre calitatea echipelor pe care le vom vedea în următoarele două ore. Cel mai bun atac din Superliga își probează calitatea în fața celei mai solide apărări. Minge pierdută de Junior Moraes. Mazilu se duce direct spre poartă. Mazilu, dribbling foarte bun al lui Mazilu. Încearcă să finalizeze cu piciorul drept. Șutul moale. Șutul moale scos cu piciorul de Horațiu Moldovan. O prima acțiune frumoasă. Kate a continuat bine. Kate, este gol pentru Rapid. Gol marcat de Rapid. Sefer a intrat în acțiune stângul său, magic. Un șut fără preluare, un șut la care nu știu câtă lume se aștepta. Probabil ca Ioani nu. Alibek prelungește frumos, este poziție corectă. Poziție corectă și mingea ajunge în careu. Gol! Da, asta e o fază bine construită. Artean punctează pentru Farul. A fost centrarea lui Borza, găsit excelent, excelent de Alibek. Într-un moment tare, tare complicat pentru Alibek, dar și-a arătat talentul, clasa. O fază care trebuie văzută de aici, de la pasa asta lui Alibek. Este și Dragoș Grigore, o centrare bună. Ar duce la scrierea golului și cu noroc Farul scapă. Alibek singur în careu. Alibek scoate la margine. Ocazie! Ce ocazie! Ce ocazie Borza, de gol Borza. Borza dă în bară. N-a lovit-o bine, n-a lovit-o cum și-a fi dorit. Jucători rapizi și foarte tehnici, sunt foarte periculoși. Onea trimite puternic în careu. Duganzic, blocat croatul, se întoarce mingea la el și încearcă din nou să găsească plasa. Ce mare ocazie, ce ocazie. Alibek. Alibek își așează mingea pe șut. Nu, Munteanu încearcă să rezolve faza. Munteanu din nou, Alibek poziție corectă, zic eu. Am zis greșit, n-a fost în joc. Scoate frumos Borza, se întoarce mingea la el. Alibek nu este mingea așezată pe șut. Acum vine lovitura. Popescu. Bună. Popescu foarte bine se așează pe minge, se apleacă. Iată, se apleacă, lovește bine, în plin, șutul are forță. Posedează Artean și Rapidul este într-o situație dificilă. Pasă bună a lui Artean. Centrare sau mai degrabă a gol! Fost mingea în poartă. Gol al lui Mazilu. Ce greșeală uriașă face Moldovan. Mazilu a trimis greșit. Dar a greșit bine. Are noroc. Da, are noroc puștul Farului. Și poate că și ăsta e un semn că destinul îl vrea fotbalist. L-am mai văzut pe Moldovan Emil greșind așa cu petrolul, aduți aminte. Da, 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 exact. Apoi un rapid foarte spectaculos în partea secundă. Sefer. Bine bătut, bine bătut. Da, șutul lui Emers nu prinde poarta. Bine bătut cornerul. Câștigat Popescu. Foarte importantă și schimbarea la fața lui Popescu, mult mai bun decât până acum. Oh, ce pasă dă Alibek cu exteriorul stâng. Poziție corectă a lui Alibek, este singur însă. Are patru adversari în acest cadru. Alibek așteaptă pe cineva, trebuie să vină cineva să-l ajute. Sosește Mateus care îi pasează lui Moldovan. La portar a fost bună acțiunea lui Alibek. A lovit-o moale, greșit. L-am văzut pe Alibek căutând mai...